Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați auzit probabil la știri, Senatul a modificat legea offshore cu o serie de amendamente care se speră ar trebui să deblocheze investițiile necesare pentru extragerea gazelor naturale din Marea Neagră. În partea noastră de subsol din Marea Neagră au fost găsite cu mulți ani în urmă zăcăminte mari de gaze naturale, dar extragerea lor a tot fost amânată de diverse controverse politice și legale. În urmă cu câțiva ani, Parlamentul controlat de PSD-ul lui Liviu Dragnea a adoptat o lege pe acest subiect, o lege criticată sever de mediul de afaceri, care avertiza că, de fapt, investițiile urmau să fie blocate ca urmare a prevederilor adoptate atunci, ceea ce s-a și întâmplat. Acum iată aceste schimbări. L-am sunat pe Mihai Nicuț, redactor șef economica.net, pentru unele explicații. Bună dimineața! Bună dimineața! Mihai, foarte pe scurt, ce ne mulțumea investitorii atunci? Care era problema în vechea lege și cum a fost modificată? Principala problemă era lipsa de predictibilitate, adică statul român putea să intervină oricând în timpul derulării contractului de concesiune, după ce investitorii aruncau cel puțin 2 miliarde de dolari pe fundul mării, să ridice taxele când voia el. Această prevedere a fost eliminată prin această modificare adoptată de Senat și regimul taxelor specifice industriei petroliere rămâne bătut în cuie cât timp există exploatarea. Asta este una. Al doilea. În legea votată în 2018 se impuneau niște praguri de impozit suplimentar, acel windfall tax, calculat pe măsură ce prețul gazului în piață crește. Deci nu e așa, dacă investitorul se îmbogățește, este firesc ca și bugetul de stat să câștige. Numai că acele praguri erau cumva excesive sau plecau de la un nivel de preț foarte jos. A fost corectat și acest lucru, deci impozitul suplimentar, care nu este mic, este între 30 și 70% din câștigul obținut din preț, se aplică de la prețul de 85 de lei, nu se mai aplică de la 45 de lei pe megawatt. Și mai era o prevedere contestată la acea vreme care obliga producătorii să vândă cam 50% din gazul pe care îl exploatau pe piața internă. Și s-a spus atunci pe bună dreptate, bun, dar România nu poate să consume atât cât vom scoate noi din Marea Neagră, ce facem? Atunci legiuitorul nu a ținut cont, acum a ținut cont și a fost ridicată această restricție. Gazul se poate tranzacționa liber pe orice piață și la prețul pieței. Important este asta, deci prețul gazului extras din Marea Neagră se pare, cel puțin interpretând legea adoptată de Senat în această formă, nu va fi reglementat, deci va fi preț de piață. În privința investițiilor în zona respectivă, acolo s-au cheltuit deja mulți bani pentru explorare. Am auzit voci în mediul politic din partea unui partid populist, mă rog, din partea AUR, să se naționalizeze, să facă statul român acolo exploatare. Statul român are capacitatea tehnologică de a exploata direct, cumva, zăcămintele respective? Exact, să ne înțelegem asupra unui lucru minimal pe care lumea poate nu îl înțelege. Statele nu fac exploatări petroliere. Nu se întâmplă așa ceva nicăieri în lume. Deci poate să o facă eventual o companie de stat. După tot acest joc cu sistemul de taxare, cu legea, hai să-ți luăm mai mulți bani, hai că tu câștigi mulți bani și ne furi, s-a văzut ce s-a întâmplat. Exxon, care era cea mai mare companie petrolieră la vremea aia și avea tehnologie specifică pentru Marea Neagră, a plecat. A cumpărat RomGaz, care este companie de stat, are jumătate din drepturi și beneficii din celebrul perimetru Neptun Deep, 84 de miliarde de metri cub de gaz. Cealaltă jumătate o are Petrom. La ambele companii statul este majoritar, deci 50% la RomGaz și undeva la 20% la Petrom. Deci dacă stăm să adunăm procente, vedem că statul, prin participația pe care o deține, are un rol important în acest proiect. Deci nu aș vrea cum să naționalizăm. Poate să cumpere RomGaz toată cota de participare a Petrom, ceea ce înseamnă un risc suplimentar extrem de mare. RomGaz nu are experiență, RomGaz nu are nici măcar suficienți bani și în blocul din Marea Neagră oamenii trebuie să știe că investitorii trebuie să mai arunce încă aproximativ 4 miliarde de euro până să vedem noi primul gaz de acolo în conductă. Asta peste vreo 3 ani, 4 ani în cel mai bun caz. Cu aceste exploatări marine, România mai are nevoie de gaz de import? Gaz rusesc, de pildă? Asta e întrebarea acum.
Când o fi? Da, nu, în 2026, dacă aceste gaze din Marea Neagră, și mă refer la 6 miliarde de metri cubi de gaz care au fost estimate a fi scoase, dacă, bine, dacă se ia decizia de investiție, dacă resursa de gaz este cea descoperită pe măsura furajelor, vor fi 6 miliarde de metri cubi de gaz de acolo, mai avem 1 miliard de metri cubi de gaz pe care sperăm să-l scoată celălalt investitor dintr-un perimetru mai mic, Black Sea Oil and Gas, se va întâmpla în luna iulie din acest an. Sunt 7 miliarde de metri cubi care, adăugați la producția noastră internă de 11 miliarde, ne acoperă pe 9 miliarde, mă scuzați, ne acoperă consumul care este undeva la 11-11,5 miliarde. Vom fi independenți din punct de vedere al alimentării cu gaz și putem exporta. Și așa, ca să dăm un ochi de mărime, dacă rămânem la nivelurile actuale de consum și la acele așteptări de producție, am putea alimenta suplimentar, să zicem, consumul Bulgariei și al Republicii Moldova la un loc, doar din gazele pe care le vom avea suplimentar. Bun, totuși, Petrom și Romgaz sunt companii care au consilii de administrație interesate de profit, sunt companii private până la urmă, chiar dacă statul are participație acolo. De unde știm că aceste companii vor vinde pe piața românească și nu vor vinde totul afară? Este interesant aici, pentru că deși a fost scoasă acea obligație de a tranzacționa 50%, statul și-a păstrat totuși, haide să spunem, un rol destul de important în această poveste, pentru că sunt trei prevederi care au fost introduse în această nouă lege offshore, pe care n-am auzit să le conteste vreo companie petrolieră. Și anume, primul, în cazul în care guvernul decide prin HG, prin ordonanță, prin SAT, prin ce vrem noi, că există o criză de aprovizionare, gazele pot fi vândute prioritar pe piața României, se decide asta, nimeni nu comentează. Al doilea aspect unde statul și-a păstrat, haideți să spunem că și-a păstrat un foarte mare rol, toate contractele de vânzare de gaze sunt avizate de autoritatea de reglementare, chiar dacă sunt pe termen lung, chiar dacă sunt cu alte companii din alte țări, deci măcar știm întotdeauna cantitățile și prețul, statul știe. Și al treilea, care mi se pare cel mai important, guvernul, dar de data asta prin administrația rezervelor de stat, are drept de preferință la achiziționarea gazelor. Da? Deci este un fel de drept de preemțiune pe care și le exercită în condiții normale de piață. Adică nu obligă investitorul să-i vândă o anumită cantitate de gaz la un preț reglementat de stat, în general mic, care să defavorizeze investitorul, ci la un preț de piață investitorul este obligat să vândă o cantitate de gaz care îi se solicită de către rezervele de stat, de către guvernul României, pe piața românească. Acest lucru. Mulțumesc. Deci putem sta liniștiți. Mulțumesc foarte mult. A fost în direct în deșteptarea. Mihai Nicuț, redactor șef economica.net. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.